Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 14. Bărbatul în vârstă de 59 de ani din Șimleu Silvaniei conducea un autobuz pe strada Mihail Sadoveanu din localitate. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, a derapat și a părăsit partea carosabilă după care a intrat în șanțul din partea dreaptă a drumului. În urma accidentului a fost avariat gardul ce preșmuiește unitatea militară din Șimleu pe o porțiune de aproximativ 11 metri. În momentul impactului, șoferul era singur în autobuz și, potrivit polițiștilor, nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.